Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi pregăti piept de pui învelit în bacon cu sos de ciuperci. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame piept de pui, 200 de grame bacon, sare și piper câte o linguriță, 500 grame ciuperci, 50 de grame unt, 250 ml smântână de gătit, 8-9 căței de usturoi și o ceapă albă. În primă fază învelim pieptul în bacon. Amestecăm sarea și piperul și condimentăm pieptul de pui. Îl așezăm peste filele de bacon și rulăm ușor. Îl așezăm într-o cratiță sau o tavă. Punem puțină apă împreună cu puțin ulei. Acoperim cu folie de aluminiu și lăsăm 30 de minute la 180 de grade la cuptor. Tăiem ceapa mărunt. Acum pregătim totul pentru sosul de ciuperci. Punem untul să se topiască. După ce untul s-a topit, punem și ceapa tocată mărunt. Și o lăsăm la călit până se sticlește. Până ce ceapa stă la călit, tăiem și ciupercile în patru. Le punem și pe ele peste ceapă. Le amestecăm împreună. Condimentăm cu sare și piper după gust. După ce s-au călit puțin, adăugăm și smântâna lichidă. Și lăsăm 10 minute să se gătească. Pisăm usturoiul. Mai lăsăm încă 10 minute fără folie la cuptor. Sosul de ciuperci este gata. Pieptul de pui învelit în bacon cu sos de ciuperci este gata. Vă urez poftă bună și vă mulțumesc pentru vizualizare. Pentru mai multe rețete gustoase, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Idei de mâncare de la Mădălina.